Ce calități a avut Alina Dumitru la începutul carierei ei? Primii 2 ani antrenorul nu știa ce să facă cu mine pentru că eram stângace rău, adică nu înțelegeam nici cum acest sport. Eram o fire micuță, slăbuță, firavă. În primul rând să știi să pierzi ca să poți să ajungi un mare campion. Hai să fim super pe protvplus.ro.